De Crăciun n-aveau toți porci tăiați. Și cei mai mulți nici nu erau sprinteni și fugeau. Nu-i puteai prinde. Țăranii când vedeau câte un grăsun de ăsta mai sprinten. Aoleu! Ce vânătoare facem cu ăsta pe-n curte! Și Nea Florea să-și taie și el porcul. A chemat un om să-l ajute. Numai că acesta era împălișat. Adică stașiu. Să uita cu un ochi încolo și cu unul încolo. A luat securea în mână și a pus ochii pe mine. Povestește Nea Florea râzând. A pus norod ochii pe mine. Și cu securea ridicată în sus și eu țineam de porc. Mă! Tu unde te uiți? Unde dai? Ori un porc? Unde mă uit? Ei, la terdeavul, dă-te aici încolo. Lasă-mă pace că tu la mine te uiți. Dă-ți securea cu acifrirea, dracu, că tu mine dai. Lasă norodul, securea o ridică-se și pusă-se ochii pe mine. Un porc dau. Dar de unde dai tu un porc, că tu la mine te uiți? Și a plecat împălișatul, supărat acasă. Am chemat alt om să mă ajute. Numai că înainte să-l pun la treabă, i-am zis. Mă, frate meu, uite-te bine în ochii mei să-ți controlezi cătarea. Că era să mă achite norodul ăla de să uite așa.